De la început ați fost convins că ținutele de scenă sunt foarte importante pentru imaginea unui artist și de aceea vă citez. Am angajat un croitor de la Casa Modei din Constanța. Era un bătrânel, Pițigoi îl cheamă. El ne-a făcut costumele de scenă. Ați spus că vă doreați atât de mult să deveniți celebri încât purtați și pe stradă costumele de scenă ca lumea să vă poată recunoaște și să se familiarizeze cu imaginea dumneavoastră. Colegul noastră, Viorel, a povestit un episod amuzant, îl citez, când am plecat odată de acasă spre București. Eram toți îmbrăcați cu tunicile negre din poza de pe album. La taxa de pod de la Fetești, doamna de acolo ne-a zis: vai, vai, treceți, că voi sunteți de la teologie, Doamne ajută! Fanii nu pot uita nici celebrele costume argintii cu care ați apărut pe scenă în 1998. Așa ceva nu se mai văzuse vreodată până atunci în România. Iar în 2012 ați dat o adevărată lovitură de stil la Gala Romanian Music Awards de la Craiova, citesc din presă, au fost considerați trei dintre cei mai bine îmbrăcați bărbați cu ținute care au costat aproape 30.000 de lei. Vreau să știu dacă v-a fost greu să renunțați la hainele croite de Nea Pițigoi și să treceți la costume de designer. Urmează întrebarea. Când a ajuns 3 Sud-Est la modă? Moda era oricum preluată, ca și în zilele noastre. Așa era, așa se îmbrăcau boy band-urile atunci. Și în străinătate, toți membrii trupei Backstreet Boys sau NSYNC sau așa erau îmbrăcați identic. Noi zicem acum că e depășită ideea, dar la vremea aia era ceva cool. Și la rândul nostru am influențat din poveștile celorlalte trupe, l-auzeam pe Mihai Trăistariu povestind că și ei aveau la Valahia și luaseră niște pantaloni, cămăși și albe, le denumește Mihai pijamale, stil 3 Sud-Est. Dar asta era moda. Noi ne inspiram de la Backstreet Boys, alții de la noi, iar apoi ușor, ușor am început să ne mai cumpărăm haine și de la magazine, adică nu să le facem neapărat la croitor și la... Am trecut de faza asta cu toți trei îmbrăcați la fel. Eu v-am întrebat când a ajuns 3 Sud-Est la modă. A, la modă. De la prima melodie. Am avut mare noroc, prima melodie Ai plecat, lansată în 98, să fie o melodie trendsetter. O melodie care, efectiv, ne chemau, cântam, n-aveam ce să cântăm la spectacole. Cântam, aveam trei melodii înregistrate în studio și Ai plecat, o cântam de trei ori. Chiar spuneam, noi venim, dar să știți că n-avem ce să cântăm, avem de avea trei piese înregistrate. Nu contează, veniți, că și la discotecă o punem de 5 ori pe seară piesa. Deci era nebunie. Mulțumesc, Mete. De la prima melodie, am fost foarte norocoși. Mulțumesc. Cu plăcere. Mergem cu o întrebare roșie. Te rog. În 2002 ați început colaborarea cu Cristiana Răduță, care în scurt timp a devenit una dintre cele mai sexy prezențe feminine din showbiz. I-ați compus atunci piesa Amor, Amor, care a beneficiat de un clip de 50.000 de euro, premieră națională la vremea respectivă. Presa a scris că pentru a se face vâlvă în jurul noii artiste, s-a zvonit că era iubita dumneavoastră, când de fapt Cristiana avea o relație cu controversatul om de afaceri Costel Bobicu, care s-a și căsătorit ulterior. Legătura trupei 3 Sud-Est cu Costel Bobic era vizibilă încă din 1999, când îi mulțumeați pentru sprijin pe coperta albumului Mileniul 3. Presa a subliniat că el ar fi, de fapt, omul care v-a lansat pe piața muzicală și cu care v-ați asociat la casa de producție Music & Music, unde el era acționar majoritar. În 2003 ați anunțat că vă despărțiți de Music & Music, iar pentru a rezilia contractul ați ajuns în instanță și a urmat un proces lung. Recent ați spus așa: am fost la pământ după povestea cu Music & Music. Am încheiat atunci amiabil procesul pentru că era mai bine. Libertatea a costat. Urmează întrebarea roșie. Cât a costat libertatea trupei 3 Sud-Est? Nu, n-a costat nimic. A fost o înțelegere amiabilă. După, nu știu cât să spunem, un an de negocieri foarte grele, deși noi eram acționari, deci eram acționari în firmă, domnul Bobic nu era acționar în firmă. Eram noi și Cristiana. Și am avut un avocat foarte bun pe drepturi de autor și până la urmă am
domnul avocat Amzuță și am reușit să, să rupem contractul. Și vă recitesc vorbele dumneavoastră. Am încheiat, am iau procesul. Ne-a costat libertatea în sensul de... Da, libertatea în sensul de mult timp pierdut. Pentru că cât timp a fost procesul, noi n-am putut să cântăm. Asta ne-a costat, da. Dar nu că am fi plătit ceva, nu știu, să ieșim de sub contract, nu. Uh-huh. Am pierdut foarte mulți bani. Din cauza faptului că nu puteam să mai cântăm. Concertele contractuale erau contractate de către Music and Music. Reprezenta la vremea de un manager. Da. Da, am pierdut din cauza asta. Am stat, a fost o perioadă de suferință pentru noi. Dar asta e, învățăm lecții. Dar a fost și o perioadă foarte frumoasă. Deci să nu vedem doar partea goală a paharului, trebuie să vedem și jumătatea plină. A fost o colaborare în prima fază cu foarte bună. Și cu foarte multe videoclipuri bune, cu turnee naționale foarte bune. Rămânem aici, la acest subiect. Da. Și continuăm. În 2002, 3 Sud-Est, Animal X și Cristiana Răduță porneau într-un turneu național antidrog de amploare cu mesajul toți te plac așa cum ești, nu lăsa drogurile să te schimbe. Turneul muzical antidrog a avut un mare succes la tineri. La concertele organizate au venit numai puțin de 1.700.000 de persoane. Melodia antidrog a devenit imn în licee și școli, iar autoritățile au deschis în acea perioadă câteva zeci de centre de consiliere și prevenirea consumului de droguri. Postul internațional de știri CNN afirma la acel moment că este cea mai mare campanie de tip social din Europa de Est. Presa a scris însă că, de fapt, turneul ar fi fost o mare afacere de partid, pentru că omul de afaceri Costel Bobic, care era unul dintre apropiații lui Adrian Năstase, ar fi primit 600.000 de dolari pentru organizarea concertelor din țară, iar Cristiana Răduță a recunoscut că turneul a fost susținut de guvern, lucru care s-a văzut și prin mobilizarea exemplară a primarilor din țară. Urmează întrebarea. V-ați lăsat vreodată folosit? Nu cred că am fost folosiți, pentru că toți artiștii cântă în campanii și în campanii susținute de electorale, susținute de partide. Noi niciodată n-am spus pe scenă, în cadrul acelor turnee, n-am spus votați PSD. Niciodată. PDSR. Se poate verifica dacă mai există filmări din acele spectacole. Noi efectiv ne susțineam partea noastră, concertele noastre, partea artistică, coborând de pe scenă. Restul ce sume se vehiculează, astea nu țin de noi, pentru că noi nu eram organizatori, nu pot nici să spun da, nici ba, pentru că n-am nicio dovadă. Că a fost vorba de sumele vehiculate în presă. Repet, nu doar 300 cântă în campanie electorale, deci sau nu în turnee susținute de guvern. Deci nu considerați că v-a fost folosită imaginea? Nu, noi am negociat pentru apariția noastră. Da. Bine, mergem cu o întrebare roșie. Ok. Vă citez. Pe Animal X i-am cunoscut la o emisiune a unei televiziuni locale unde ei dansau freestyle breakdance. Mi-au plăcut. Erau nebuni, colorați în cap, iar la studio am avut surpriza să constat că au și voci bune. I-ați luat sub aripa dumneavoastră, iar colaborarea cu Animal X, trupa formată din vierme, șopârlă și hienă, s-a concretizat prin câteva albume care le-au adus băieților premiul pentru cea mai bună formație dance din România în 2001 și 2002 și Best Romanian Act 2002 la MTV Europe Music Awards. După ce ați rupt relația cu Animal X, Șerban Copoț, alias Hienă, a spus că sunteți un șarpe și că trupa lui a fost mai bună decât 3 Sud-Est. Îl citez. Cu toate că ei au fost numiți regii muzicii dance, noi am avut un succes aparte. Am prins mai bine decât au sperat ei. La acea vreme eram o vacă de mulți și Laurențiu a beneficiat pe deplin de acest lucru. După acea perioadă a făcut tot ce a stat în putere să ne distrugă. Urmează întrebarea roșie. Ați fost mentor sau șarpe pentru Animal X? Da, țin minte episodul și a fost un episod foarte dureros pentru mine și la un moment dat chiar l-am chemat pe Șerban să discutăm față în față, pentru că noi nu avusesem o discuție ca între bărbați. El în acea perioadă mergea invitat în diverse emisiuni și spunea diverse despre mine lucruri care erau total neadevărate. Deci eu zic că am fost mentor.
În momentul în care i-am cunoscut, erau niște copii foarte talentați, drăgălași, care nu cântau. Erau dansatori, i-am cunoscut în cadrul unei emisiuni la TV Neptun în Constanța. Realizatoarea Gabriela Bădilă, ea a fost cu ideea Laura, uite, băieții ăștia sunt foarte talentați, dansează foarte bine, vezi, poate au voce, ia cheamă-i la studio și poți să faci o trupă. I-am chemat, Șerban era într-adevăr cel care cânta cel mai bine cu dintre cei trei. Am reușit să fac niște piese care la vremea aceea au concurat la modul efectiv, adică ne băteam pe locul întâi cu Animal X, erau coastă în coastă cu noi, ei erau clar mai spre zona asta de adolescenți, se pictau și făceau frizuri, dacă vă mai aduceți aminte, cât mai trăznite, mai colorate, mai... Erau pe placul copiilor, adolescenților, deci am reușit atunci cu ei o revoluție în piața muzicală românească. Din păcate, nu știu de ce, cum au ajuns ei la vremea aia la concluzia că eu am fost un șarpe și acum cu Șerban suntem, am ajuns la sentimente mai bune. Probabil că și-a dat și el seama că totul a fost exagerat și vă zic și de ce. Ce șarpe, între ghilimele, lua doar 10 sau 15% dintr-un concert pe care îi împărțeam cu managera care se ocupa efectiv de cartierul, în condițiile în care, da, în condițiile în care ceilalți manageri și Costi și toți care luau o trupă de la zero percepeau 50% managementul. Sau alții am auzit și de 70%, pentru că ei investeau tot, artistul venea, primea tot de gata. În condițiile astea, eu, cu cei 15%, zic eu, de bun simț, cu care de obicei mă caracterizează, și fără niciun contract. Eu niciodată n-am avut un contract semnat cu niciun artist. Alții semnau contracte cu clauze foarte dure, cu avocați. Pe încredere? În tot timpul pe încredere și pe să-mi fie drag omul cu care lucrez. Dar nu știu de ce au ajuns ei în timp la concluziile astea despre mine. Probabil că erau niște sfătuitori stânga-dreapta care le băgau în cap tot felul de povești. Dar niciodată n-am tras cu absolut nimic. A fost trupa Animal X mai bună decât 3 Sud-Est? Vă mai dau timp. Ca și succes, da. La un moment dat erau peste noi, ca și popularitate. Dar din alte puncte de vedere, timpul a dovedit că 3 Sud-Est e în picioare și astăzi. Dar de ce a spus că ați vrut să distrugeți? Pot să povestesc, deși nu vreau să intru într-un conflict cu ei, pentru că v-am zis, cu Șerban sunt... Vă mai dau Da, cu Șerban am ajuns la gânduri mai bune acum. Existau niște zvonuri că eu îi blochez după ce au hotărât să meargă pe drumul propriu, să-și compună singur melodiile. Erau primele lor cântece, care la început poate n-au fost cele mai inspirate cântece și idei. Ulterior ei au făcut o piesă foarte bună, Nisip Purta de Vânt, care a intrat pe absolut toate radiourile. Dar până să facă această melodie, un pic radiourile erau reticente să-i difuzeze din cauza faptului că muzica lor suna altfel decât ce le făceam eu. Era un pic mai spre rock, spre nu mai dau timp. Alte genuri. Și cineva le-a băgat în cap, nu știu cine, că eu i-aș bloca la radio, că aș pune mâna pe telefon și aș suna la toți playlisterii din radiouri. Mafiot, ca și când, cum da, mafiot cum sunt eu, se și vede pe fața mea. Că eu aș suna la radio, mi-aș consuma energia și timpul, eu să sun la playlister și să-i blochez. N-aș face așa ceva, nu fac nici pentru 3 Sud-Est asta, să sun pe cineva, vreun playlister de la radio, să încerc să influențez melodia noastră să fie pe radio. De aceea, casele de discuri au un om angajat pentru asta. Bine, mulțumesc, mergem mai departe. Dar asta e când ești influențat, din alte locuri. Dar eu sunt curat 100% și nu mai îmi dați timp, nu mai zic nimic.